Bine ați venit la fotbal, urmează Farul FCSB. Văd meciul împreună cu voi, Emil Grădinescu și Costi Mocan. Farul încearcă să scoată un rezultat decent acasă, acolo unde nu a înscris încă niciun gol în play-off, dar a reușit să scoată un egal cu liderul CFR. Coman, excelent! Da, frumos, frumos! Intervenție bună și a lui Ioani. Șut frumos. Iată, un pic de efect. Se duce acolo lângă vinclu. Coman are și o transversală în acest play-off. Deocamdată nu scrie, dar revenirea e un proces de durată. A șutat bine. Olaru, ce pasă minunată pentru Tănase, Tănase, Tănase singur și este gol! Ce frumos! Dar pasa a făcut 80% măcar din acest gol al lui Tănase. Este golul cu numărul 16 pentru Tănase. Ce pasă superbă a lui Olaru! Și Tănase totuși duce bine faza mai departe, pentru că acolo Ioani este agresiv să-l blocheze. Tănase reușește să treacă de el și mai ales reușește să înscrie dintr-un destul de închis. A fost acolo greșeala lui Pitu. Excepțională pasă. Unghiul nu e chiar închis. Dai, dacă ești fotbalist, dai. Dai gol de acolo, înscrie cu stângul și Tănase legalează pe Hefte. Da. 16 goluri. Încă prea puțin pentru a prinde un transfer. Încep să conteze din ce în ce mai puțin aceste goluri marcate în Liga 1, aceea din finalul partidei de la Cluj. Ce balon scoate Târnovanu, ce minge, ce minge, aproape de 1-1 Farul. Uite-l. Ce mai poți cere? Nu l-am văzut aproape deloc, cu excepția fazei de la gol. Îl vedem pe Coman în careu pentru Olaru. Gol! Tănase, Coman, Olaru. Florinel Coman, da, din poziția lui. Minge câștigată de Florinel Coman. Acolo a fost un duel. Duel la limita regulamentului. N-am pins? Da, mi s-a părut că am pins Florinel Coman. 2-0, iată minutul 34. Delir în galeria stelistă. Și că tot vorbim de... Uite aici. Nu poți să zici că... Este Mladen, da? Da. E atacant. Caută să-și găsească locul, să câștige prin planul, să facă rost de minge. Greșeală mare, mare de tot a lui Mladen. Chiar și evitat. N-a mai fost atât de vocal acum, protestând. Coman, penalti. A contribuit și alunecarea asta așa, pe care o tot face de la începutul meciului. Și a ales bine cramponele, dar uite că l-ajută. Dar eu am văzut un picior oprindu-l. Da. La Dusso. Să-i spunem Dusso, Madame Dusso, da. Lui Dusso. Ești convins că e fault? Nu-i zice nimeni nimic arbitrului. Este. Este acolo, da, e de peste picior. Are o privire aruncată spre Ioani și Tănase șutează direct, nu se mai complică, înscrie, face 3-0, repriză de vis pentru Toni Petre. Că tot vorbeam de figuri de ceară, da. Iată-le în loja conducătorilor clubului Dobrogean. 3-0, finalul primei reprize, este Pitu la colțul scurt, bate și el, la fel ca Florinel Coman. Vine finalizarea, Târnovanu scoate încă o dată pe fază, pe minge, balonul se întoarce la Constanțeni, Pitu, careul de 6 metri. A constatat că nu mai ajunge. S-a întors pe linia porții și bine a făcut, că acolo a ajuns și mingea. Două intervenții în aceeași fază. Din nou la colțul scurt, deviere frumoasă pe spate
vârful bocancului lui... Nu, da, șut a fost. Șut a fost, da. Pe la vârful bocancului lui, acelui așa, Adrian Șut. Greșește Ioani și șutează și înscrie Tănase. Face 4-0. Asta îi mai lipsea lui Hagi. O asemenea greșeală. Sunt curios care este starea lui, care este expresia feței lui acum. A Ioani greșește, s-a grăbit, a degajat și Tănase face hat-trick-ul. Iată, de în acest match tot atâtea goluri câte a dat în precedentele 15. Se întoarce scârbit, cu o față scârbită, Hagi. Un gol care vine din nimic. Prea scurtă degajarea. Dar și așa, dacă, și dacă trecea de Tănase, deja venea acolo Ovidiu Popescu să intercepteze. Proastă idee a avut Tănase și șutul tare. Proastă idee a avut a Ioane și șutul tare lui Tănase urcă scorul la 4-0. Atenție, cea mai grea înfrângere a farului este un 0-3 cu CSU Craiova în această ediție de campionat. Da, ce minge! Târnovanu blocat, pironit pe linia, pe linia porții. Ce lovitură frumoasă a lui Grameni. Are și noroc Târnovanu și asta contează mult când ești, când ești portar. Frumos șut lui, lui Ciobanu. Nu este offside, nu este offside și FCSB se apropie de golul 5, care nu vine. Nu vine pentru că... A venit să vină. La Edjuma. Foarte bun voleul lui Edjuma. Iani Stoica, l-am văzut în alte sprinturi mai hotărâte, cred că s-a așteptat să fie fluierat în afara jocului. Uite acum vine voleul. Ia uite, ce bine se ducea. Formația țintită, Musi... Întârzie, așteaptă Iani Stoica, primește Iani Stoica. Colțul lung este vizat. Trebuia cineva să-l atace. A fost lăsat să tragă. Am văzut de la București continuarea. Da. Bine, era și Edjuma acolo și Edjuma era liber. Nu se vede în cadru. Da, șutul nu e rău. Vârful degetelor respinge a Ioani. Corner. Șutul 86. Bate Musi. Bine bătut cornerul. Radunovic. Și Radunovic. E în poartă sau nu e în poartă? Nu e în poartă. Se pare că a oprit-o a Ioani înainte ca mingea să treacă de linia. Da, e numere mari în dreptul formației lui Toni Petrea. Nu este. Nu. Da, foarte bun stop cadru. Mulțumim colegilor din CAR. Încă 5 cm.